se dotorește de deja 15 ani de activitate în România, dar ne-am păstrat spiritul tânăr. Casca de pe fotografie arată ce ne ocupăm, construim. Construim împotriva lipsei de adăpost și ne dorim ca fiecare persoană să aibă un loc decent în care să trăiască, un loc care se poate numi acasă. Facem asta construind locuințe, de obicei de structură de lemn, ceea ce este încă destul de neobișnuit în România. Selectând familii care sunt puternic dezavantajate social, adică acele persoane care orice ar face în viață sunt mereu cumva sublimite. Casa este însă doar instrumentul prin care luptăm împotriva locuirii sărăcăcioase. Cel mai important în cadrul programului nostru este implicarea directă a familiilor asistate. Fiecare membru al unei asemenea familii trebuie să ajute cum poate și, evident, chiar și cei mai mici se bucură și vor să dea o mână de ajutor. În spate puteți, ați putut vedea o clădire pe care vrem să o eliminăm și locuirea sărăcăcioasă. Această implicare este un criteriu eliminatoriu. Familiile trebuie să facă până la 1500 de ore de voluntariat. În plus, trebuie să poată plăti o sumă mică înapoi și, evident, să facă plătite foarte bune. În afară de familii, implicăm de fiecare dată și companii care, pentru o zi sau două, sau poate chiar o săptămână, vin și cunosc o comunitate, lucrează alături de familii și, în final, iubesc foarte mult munca pe care au făcut-o, lucru care aduce o bucurie sănătoasă. Un mare sprijin îl primim și de la echipele internaționale, care vin o săptămână sau două, își plătesc toate costurile și fac și donații pentru programul nostru, fiind un exemplu extraordinar pentru ceea ce înseamnă altruism. Aici am trecut o echipă de tineri din Japonia, care a lucrat o săptămână în Comănești. De ce vin oamenii să volontareze la noi? În primul rând, pentru că vor să ajute, dar și pentru că învață ceva nou. Dar le place atât de mult, încât atunci când descoperă asta, sunt foarte, foarte fericiți. Vin să muncească alături de noi, pentru că o săptămână sau două, nu mai e nevoie să mergi la o sală de sport ulterior, faci mișcare și ridici greutăți din plin, sub atentă supraveghere. De ce să nu mai doamne aici? Fiind este vorba de Woman Spirit, la Habitat Cluj. Vin să ne ajute, fiindcă rumba mea este încă ieri mai ușor de exersat decât împreună cu colegii, care s-a primit și de vedere doar ochiul fotografului pe care îl prezint în vedere. Aici, doar băieți. Vii și ajuți, pentru că îți place într-un final atât de mult să lucrezi împreună cu familiile pe care le asiști, cu copiii din comunitate. Îți place atât de mult să le asculți poveștile, încât îți este extrem de greu să te desparți de ei și îți promit să te întorci. Aici sunt lacrimi de bucurie, evident. Și nu în ultimul rând, pentru că somnul de amiază și pauzele sunt atât de urgitoare, după o grâne încărcat bolțar, sedit pe reți, încât seara, când ajungi acasă, 30 secunde după duș, mintea boală de stres, sporării adevărului. Cine poate voluntaria la noi? Răspunsul este relativ simplu. Nu contează cât de mic ești, nu contează de că ești doamnă sau domn, tânăr sau bătrân, nu contează dacă nu știi să faci cuie, important e să-ți dorești să fii acolo și să pui cu mâna. Am avut, evident, și situații ciudate, cu oameni neașteptați, foarte diferiți, dar care au găsit măcar un punct comun pe șantierele noastre, ciocanele. Pentru și cu cine construim, de exemplu, pentru Stelian Mătreață, în stânga aici, premiat la Special Olympics, cu gândul serioasă de căsătorie pentru anul acesta, acolo, în Liceu, împreună cu Vodafone, peste 200 de voluntari au construit o casă protejată pentru obținere de dizabilități intelectuale și fizice. Construim pentru comunități marginalizate, care trăiesc în cartiere segregate, într-o mizerie de nedescris. Fiecare oraș are unul sau două cartiere de acest gen. Aici este în Oradea, în așa numitul bloc NATO, în care am început renovarea apartamentului.
sau pentru familia Botel din Cluj și alte situații similare, familii cu venituri foarte mici și povești incredibile, care din păcate, fără ajutorul nostru, slash vostru, probabil nu ar putea să aibă în acasă. Construim pentru cei a căror case sunt evident distruse după catastrofe naturale. Avem și noi și bine catastrofele noastre, ci parcă nu învățăm nimic de la un altul. Veți vedea în pe slide-ul următor, cartierul Habitat, care a fost construit pentru cei rămași fără case la Dorohoi, acesta este. În Dorohoi, în care în 2010, peste 300 de locuințe au fost fie total, fie parțial distruse, am fost parte a efortului de reconstrucție, însă multe familii sunt încă în situații disperate, uitate, așteptând o mână de ajutor. Și, în final, ceea ce contează cel mai mult pentru noi este faptul că nu lucrăm doar pentru o satisfacție de moment, ci pentru o schimbare definitivă a viitorului și a felului în care oamenii înțeleg importanța semenului și importanța comunității. Și, bineînțeles, ca să închei cum am început, o fotografie clasică, suntem organizații cu un spirit foarte tânăr și activ și așteptăm pe toți cei care și-au păstrat același spirit să vină și să construiască alături de Habitat for Humanity.